Nu-mi place partea Uite, o uite, uite, uite cum știe Hai, Jamie, dă un chat. Deja îmi place. Super, and we are live. Salutare, salutare. Hello! Bine te-am găsit! Bine ai venit! Invitata din podcastul de azi este nimeni altă decât Cristina Almășan, regina TikTok-ului, cum ar spune unii. <laughs> Știu că-ți place. Da. Dar nu zic că nu îmi place, doar că nu înțeleg de unde, de un, cum am ajuns la titulatura asta. Lasă așa că merge. O las, o las. Eu sunt regina TikTok-ului, eu. <laughs> Cristina este un influencer de succes, cu un following mare pe toate platformele social, cum ar fi YouTube, 590.000 aprox. Insta 590 și ceva de mii și TikTok, unde e regina, un milion, aproape, un milion. Aproape. Dar da, totuși, țin da, Dacă e... mai întârzi puțin cu podcastul ăsta și nu-l poți da, pe milion. Faci milion. Super. Totuși, țin să vă precizez că nu de aceea se află aici, se află aici pentru că are un stil aparte, e o persoană super sociabilă, amabilă și cu suflet mare. E o gagică super cool și cred că iar putea să fie un exemplu pentru generațiile viitoare. Oh, mulțumesc. <laughs> Hai, Cristina, cum îți priește Clujul? Îmi place mm. foarte mult Clujul. Da. Cred da. că dacă ar trebui să mă mut din București, l-aș lua în considerare. Cred. Da? da, da, da. Ai mai fost pe aici? Ai neamuri pe aici, nu? Uh, am o verișoară, da, dar uh, singurele dăți când am fost aici a fost în perioada festivalurilor. Antold și electric? Care ți-a plăcut mai mult? Uh, Băi, la electric am fost o singură dată. Mi-a plăcut foarte mult. Uh, dar la antol am fost, uh, cred că de vreo trei ori. Și acolo mi-a plăcut la fel de mult. Nu știu dacă contează neapărat uh, genul de festival, cât anturajul cu care mergi. Cine era Cristina înaintea erei social media, mai exact, înainte de a deveni super cunoscută? Cristina Almășan era o fată venită din Timișoara. Venite unde? Venită la București. <laughs> dusă, na, dusă din Timișoara la București. La vârsta? Uh, la 19 ani am venit în, am ajuns, la 19 ani am ajuns în București și m-am dus ca să termin studiile. Actorie. Era o actriță înainte de social media. Cool. Da. Îmi plăcea foarte mult și actoria și anul ăsta aș fi avut de gând să reiau puțin partea asta de actorie. Poate să fac și un spectacol de teatru, doar că a năvălit pandemia peste noi și s-au cam închis teatrele, din păcate. Te-am văzut pe YouTube într-un serial, sau un început de serial. Da, da, da. Acum de curând am filmat pentru La Seral, serialul lui Bro. În trecut mai filmasem pentru Școala Invers, serialul lui Radu Constantin, tot online. Și, mă rog, probabil m-ați mai văzut prin sketchuri, prin uh, vloguri. Da, ești peste tot. Și mai ales pe TikTok. Peste tot și nicăieri. De câte ori deschid TikTok, ești prima care apare acolo, deci cred că ai ceva pile. da, da, da. Și așa ai ajuns, Regina. Blunesc. Ce sfaturi ai pentru tinerii care ar vrea să urmeze cariera asta în social media? Sfat la modul, din punct de vedere tehnic, adică ce ar trebui să facă? Știu că e grea întrebarea. E, și e nu foarte există un grea răspuns întrebarea, exact. pentru că începutul meu nu a fost tocmai unul clasic. Adică eu, când am început, am început foarte în forță. Îl cunoscusem în 2013 pe Mikey H. care deja avea o emisiune online se numea Doza de ha și la început apăram ca actriță în uh, emisiunea lui. Ușor, ușor am început să colaborez cu el și pe partea de scenariu, de social media. Eu mă ocupam de rețelele lui de socializare uh, și încă de pe atunci el mi-a zis să mă apuc de YouTube, deși eu nu prea înțelegeam ce ar trebui eu să fac pe YouTube, pentru că mi se părea că deja e foarte multă lume. Nu era atât de multă lume cum e ziua de astăzi, dar mie mi se părea atunci că e foarte multă lume, deja în online, și că nu știu cu ce aș mai putea veni eu nou ca lumea să se uite și la mine, știi? Uh -huh. Deși el mi oferea foarte multă încredere și îmi zicea, băi, ești super mișto, ești funny... Um, nu știu, ei, ai, ai, așa un șarm aparte și sunt convins că sigur s-ar uita oamenii la tine. Și nu știam exact despre ce, despre ce să vorbesc, deși îmi venit o idee. Aveam eu o problemă existențială, Când dacă pot să o numesc așa, pot să zic, nu știu. Da, orice. Aici e libertate totală. Bun, perfect. Chiar deci deci îmi venise ideea de a vorbi despre cum fac pipi fetele într-o toaletă publică. <laughs> și nimeni n-a avut încredere în subiectul meu. Toată lumea a zis, doamne, cum să vorbești despre așa ceva în online? Nu, nu se poate, Cristina, trebuie să abordezi niște subiecte mai serioase. Cum să vorbești despre asta? Și am renunțat cumva la idee din 2013, renunțasem. Am zis, ok, poate că totuși nu e o idee bună, dar pe mine mă măcina de fiecare dată când trebuia să ajung într-o toaletă publică și... Trebuia să încerc o poziție, nici nu știam cum să stau, ce, ca, ce faci, știi? Ca, ca băiat e ușor, Na. Da. ai da. o singură treabă, gen știi exact ce faci. Dar ca fată, ce faci, te așezi pe colac, nu te așezi, te așezi cu picioarele, stai în picioare, uh, nu faci, te ții până acasă, nu știu, erau tot felul de chestii. Plus că nici nu sunt cele mai curate toalete, știi? Corect. La fete e super haos, e hârtie igienică peste tot. Mă rog, ai norocul să merești doar hârtie igienică peste tot. Așa, și într-un final, în 2017, am zis, gata, în 2017, pe 3 ianuarie, am zis, ăsta e anul meu, eu încep, vreau să filmez asta acum, aici. Eram cu niște prieteni cu Drupi și Quick. Asta e așa, un pic. Să înțeleg că tu până în 2017, nu? Nu, nu. Nimic? Nimic, doar aparițiile mele din doza de H, care erau destul de rare. Wow, pe înseamnă că ai avut creștere fulminantă. Am crescut, am crescut foarte bine în primul an, adică a fost foarte bine. 2017 pentru mine a fost gold. Datorită pipiului? Da, posibil, <laughs> pentru că în continuare este cel mai vizualizat clip de pe canalul meu, a fost primul și a wow. fost și cel care a prins cel mai mult, știi? Wow. Și după ce am văzut că oamenii empatizează, fetele se regăsesc, băieții erau curioși de subiect, că, într-adevăr, tu ce, tu ți-ai pus vreodată problema cum Niciodată. se întâmplă treaba asta? E, uite că eu și arăt, adică, știi, arăt fiecare poziție abordată în parte. Zic, uite, poți fi așa, așa sau așa. În fine, și după ce am văzut că lumea empatizează, am zis, ok, hai să mai deschidem niște subiecte din astea, gen ce nu știu fetele despre băieți, ce nu știu băieții despre fete problemele fetelor cu sânii mari. Ce faci când stai pe wc și nu ai telefonul la tine? Știi că sunt și acolo câteva activități pe care le poți face, da, de ci, la citirea Detergentul, da, 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 de la citirea etichetelor, la numerotarea uh, plăcilor de faianță, de gresie, de... ai o grămadă de chestii de făcut, știi? Și dacă stai să gândești noi de mult, se întâmplă asta, să nu avem acces la un telefon când mergeam la baie. Da, acum nu prea mai poți. Acum nu, ai cum. <sus> ai cum fără acum, nu. <sus> nu ți s-a întâmplat de, de multe ori să te așezi, să-ți dai seama că n-ai telefon la tine, să te idi, să te duci să ți și după aia să te reîntorci? Nu, prea că l-am tot timpul la mine. <sus> <sus> ok, deci ai, ai evitat, practic. <sus> da. da. se mai întâmplă să lasă la încărcat și, într-adevăr, să citesc toate etichetele de pe detergent, de spălat de jos, pe jos, parfumuri, tot ce prin. Da, 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 da. Ce aiurea. <laughs> deci, în 2017 a început YouTube. Da, în 2017. A, stai că, de fapt, de la asta pornisem, că m-a întrebat cum ar trebui să înceapă. Și voiam să zic că eu, avându l pe Mikey H. și, practic, când am început să creez și eu content, el m-a semnat la agenția lui. M-a semnat ca PR. Uh -huh. Și. Um, adică, m-a semnat la agenția lui de PR. Ca să nu se înțeleagă că eu eram pr -ul. Așa. Da, da cum e? Care e faza cu agențiile astea? Că sunt sigur că multă lume nu înțelege. Nici eu nu înțeleg. E bine că atunci când devii un content creator să te reprezintă o agenție care să știe cum să te vândă mai departe brandurilor care vor să facă reclamă în postările tale. Fie că vorbim aici despre un clip de YouTube sau o postare pe Instagram sau un TikTok mai nou. E bine să să te reprezinte cineva care să știe cum să pună problema, pentru că dacă vine un brand la tine, tu nemai având de -a face cu asta și îți zice, "Bă, vrem să ți oferim 50 de euro pentru o reclamă la tine în, în episod, în postare, știi? Uh -huh. Tu o să zici, "Mamă, vreau să mi dea 50 de euro, știi, pentru produsul ăsta, mi se pare super tare." Deși 50 de euro e o, e foarte, foarte puțin, știi? Dar tu nemai având acces la uh, astfel de informații legate de branding și așa mai departe. Da, ție, ți s-ar putea părea mișto. De deci ce e bine să fii reprezentat? Eu așa consider că e, e, e bine să fii reprezentat de cineva. Plus că nu-ți da. bastă o capă, bănesc, cu partea de contracte, cu negocieri, cu... Nimic, păi și nu? asta a fost chestia că eu, după ce pleca, plecasem de la Maiki de la agenție, am rămas o perioadă, nu știu, de o lună de zile, cred că am rămas singură. Și după aceea am, fost semna, am semnat cu altă agenție și toată lumea m-a întrebat, Doamne, dar de ce ai semnat că erai deja mare, aveam deja vreo 350.000 de abonați? și îmi, zice, îmi ziceau toți de ce ai semnat că puteai să descurci singură și zic dar de ce să fac eu asta adică oricum e clar că dacă vin branduri din astea mari și vor reclamă cu cineva vor campanii de promovare se duc direct la o agenție care reprezintă alți influencer, vlogger, tiktoker și așa mai departe, știi? Bă, uite, Corect. avem campania asta, avem bugetul ăsta pe cine ne recomanzi? Sunt foarte puțini care merg direct la persoana respectivă, știi? Uh -huh. Și de ce să-mi bati o capă cu mail-uri, cu brief cu... Nu știu, sunt o grămadă de chestii. Știi de ce să fac eu asta? Când pot să discut doar cu un singur om, persoana respectivă de la agenția care mă reprezintă, și atât. Nu trebuie să țin legătura cu clientul care are o grămadă de cereri, de pretenții. Și totuși am văzut că faci multe story și mi-ai făcut și mie. Da. Pro bono. Și asta e super de apreciat, adică na, imaginea ta pe care ți-o asociezi cu diverse branduri și nu știu, nu există un risc în asta. Eu nu fac pro bono pentru oricine, adică prefer să fac pentru prieteni care au business-uri sau pentru proiectele care știu că bă, chiar nu au bani să plătească și proiectul lor e foarte mișto și merită să fie promovat. Știi, nu, da. chiar nu nu fac pentru toată lumea, nu veniți acum la mine cu <laughs> pretenții de pro bono. <laughs> Oricum, drăguț și de apreciat. Și stai că tot nu ți-am zis, nu ți-am răspuns la întrebarea, la prima întrebare. Ah, da. Că asta ziceam că de fapt, uite-te. Hai că tragem prima concluzie. <laughs> asta ziceam că eu începusem cu Mikey H, care deja avea un studio și care mi-a pus, la, uh, mi pus la dispoziție studio, editor, camere, uh, tot, absolut tot. Eu trebuia să mă ocup doar de creație, atât de scenariile pe care voiam să le fac eu da. deci nu a fost un început tocmai clasic, probabil că tu, urmăritorule dacă vrei să te apuci, o să trebuiască să investești într-o cameră lumină bună pentru că e foarte importantă calitatea și lumina, adică e important să te vezi și probabil și un microfon sau o lavalieră nu știu Totuși mie mi se pare că, în ziua de azi, dar poate doar mi se pare mult mai ușor să încep pe TikTok, unde cerințele nu sunt atât de mari și rezultatele sunt mult mai mari decât pe alte platforme, nu? Greșesc? Da, dar știi de ce? Pentru că TikTok este singura aplicație care oferă șansa oricui să devină viral. Da. Adică nu trebuie să ai neapărat. 11.000 de urmăritori, ca să ajungă clipul tău la sute de mii de persoane. Dacă clipul tău e bun și tu ai doar 2.000 de urmăritori, e ok. Va deveni oricum viral, știi? Uh -huh. Dar pe celelalte aplicații, cumva contează foarte mult și numărul de urmăritori pe care îi ai. Ur urmărești multe trenduri. Adică încerci să le faci mai pe toate? Postezi mult? Uh, postez în fiecare zi pe TikTok... Că asta, asta ar putea face parte și din răspunsul tău cu sfaturile, știi? Uh -huh. Da, dacă vrei să devii... Uh... Hai să o luăm așa cu începutul. Deci dacă vrei să devii un content creator, trebuie să te gândești întâi și întâi pe ce platformă vrei să activezi. Pe TikTok acum am stabilit deja că e mult mai ușor să crești. Uh, Ce-am făcut eu când m-am apucat de TikTok a fost să postez în fiecare zi câte un TikTok în fiecare zi cel puțin unul pe zi. Wow. Și să iau toate trendurile, toate hashtagurile pentru că TikTok se bazează foarte mult pe hashtaguri. Are o pagină un fel de trending, dacă vrei să-l numești, un fel de trending ca pe YouTube, ca pe YouTube, în care îți arată care sunt hashtagurile în trend la vremea da. respectivă. Ei, eu când m-am apucat de TikTok, am început să iau toate hashtagurile de la cap la coadă, toate. Și să văd în ce hashtag-uri mă regăsesc, ca să fac și eu trendurile respective. Deși trendurile erau deja vechi de câteva luni, am mm. zis, bă, hai să văd, poate prinde. Și au prins. Da, adică, deci prinzi și dacă-ți vechi. Prinzi și dacă-ți vechi. Cred dacă, Nu știu, la mine a funcționat. Dacă e bun conținutul. Dacă e bun, într-adevăr, conținutul, da. Totuși, trendurile nu sunt potrivite. Oricare trend pentru orice TikToker, nu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, clar. Nici n-ar avea cum să se întâmple asta. Ar fi ciudat să mă văd dansând. Exact, asta zic, asta zic. Da, 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 da. Dar vezi și tu ce ți se potrivește. Încearcă să faci cât mai multe dintre ele, dacă te regăsești în mai multe și transformă-le puțin. asta nu, cu ceva. asta nu trebuie să fie pentru mine sfatul, că eu uneori n-am timp nici să mănânc, deci un TikTok nu pentru prea mult. Nu pentru tine, oricum ești oricum o stare. Ești, ești foarte tare, tocmai de asta ți-am dat și follow, că ești foarte mișto. Ați oprit camerele, plecați de la cameră. M-a plătit să zic asta. Da, 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 da. <laughs> nu, glumesc Chiar e foarte mișto, Francis Dacă nu îl urmăriți deja pe TikTok Ar trebui să o faceți Și nu doar pe TikTok, ci și pe uh, Instagram Și mm. acum și pe YouTube Pentru că, uitați Vă da. delectați cu niște podcasturi super șmechere Așa m-au că o să apară din ce în ce mai șmechere deci... Da Primul cel mai șmecher no. Primul dat, da. no. Aia e, Știi cum e, primul nu se vede niciodată Exact <laughs> Ce te face fericită? Tot, nu știu, mă bucur. Eu sunt foarte desfericită. Da? Și îmi place să mă bucur de viață și de lucruri mărunte și de chestii. De exemplu, mă, 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 sunt foarte fericită când văd oameni fericiți. Mamă, deci iau imediat, știi prin din vibe lor din energia lor, mă, și sunt și eu super happy, mare lucru. Și la cadouri sunt la fel, adică mi se întâmplă să primești cadouri random și. A, da, chiar legat de cadouri, primești multe cadouri. Uh, primeam mai multe când eram mai pe val Acum nu mai sunt chiar atât de pe val Pentru că am încetat cumva să mai postez atât de des pe YouTube Am luat o pauză Și acum reîncep încet, încet să postez Dar în perioada aia când postam foarte mult Și îmi intrau clipurile foarte des în trending Și îmi creștea Instagram-ul foarte uh, rapid Primeam o grămadă de cadouri da, da, da. Îmi scriau... Uh, diferite site-uri din astea de haine. Uite, vrem să-ți trimitem niște haine, să faci un unboxing sau ceva, știi? Și le acceptai? Da, 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 da. Asta vreau să te mi Mie faci... îmi și plac foarte mult uh, chestiile astea, că de obicei ăștia, de exemplu, dacă ăștia care îmi, îmi scriau în legătură cu hainele, îmi ziceau, uite, îți oferim haine în suma X, mm -hmm. știi, să-ți alegi tu. Da. Și zic, bă, nu vreau să-mi aleg eu. Trimitem tu ce vrei tu, Surprindem. ca să fie o surpriză. Da, 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 da. da. Și nu erau toate mișto, dar tocmai asta mi se părea fan. Știi, că le deschid atunci pentru prima dată, fac un unboxing, nu știu ce reacție o să am. Adică s-ar putea să zic, bă, ce e asta, sau pot să zic, mamă ce tare, îi uite te și asta și asta. <laughs> și da. îmi place mai mult să. Pe păi asta e tot un fel de promovare, nu? Da, 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 tot promovare e, da. Până la urmă. Uh -huh. Asta se numesc bartere. Bartere în sensul că oferi un serviciu contra altui serviciu. Tu practic îți pui serviciile pe masă pentru serviciile pe care urmează să le primești de la ei, fie că e vorba de produse, fie că e vorba de, nu știu, servicii de înfrumusețare sau whatever, știi. Și asta nu e o chichiță, așa, o. cum e zice? O gaură în sistem. Adică, să zicem că eu am un site cu haine. Uh -huh. Și iau legătura cu tine și vreau să-ți trimit haine în valoare de X, uh -huh. 100 de euro, să uh -huh. zicem. Și tu intri pe site-ul, îți plac hainele și ești de acord. Uh, și îmi faci reclamă pentru ei 100 de euro, care de fapt pentru mine înseamnă 30 de euro, știi? Uh -huh. Bani investiți în tine, adică mult mai puțin decât dacă aș fi mers la agenție și aș fi zis vreau Cristina să-mi promoveze hainele astea, să-mi facă un unboxing, adică exact ce tu deja ai făcut. Da, clar, mult mai puțin. Ideea este că eu, de exemplu, funcționez în felul următor. Bine, acum, de când am mai crescut pe social media, înainte, îți ți seama că mă super bucuram dacă îmi scria cineva, îți dau haine de 100 de euro, eram... Tu, te -mi, pui, mi-am no. haine de 100 de euro, ce șmecheră sunt, <laughs> știi. Dar acum accept să fac bartere doar pe stories. Adică sunt de acord să primesc haine de la tine de 100 de euro, dar uh, nu te aștepta să postezi cu ele, mm -hmm. să-ți dau tag în postări, în ceva ceva rămâne acolo definitiv. Da. Îți fac un unboxing pe stories, uh, pe story care dispare în 24 de ore, știi? Uh -huh. Asta e tot ce poți să să-ți ofer pe sistem barter. Dacă, într-adevăr, vrei postare sau clip sau TikTok sau chestii care rămân, va trebui să discuți cu agenția mea care îți va da lista de bugete. Și vrei să-mi dai ceva din bucătăria agenției sau n-ai No, nu, nu, n-am cum. E confidențial contractul și nu. Nu de contract, eram curios așa, de o sumă aruncată random. No, no. Cu firma Exclus. X, nu, X, Exclus. Nu, no, nu, no, nu. No. Deci ești bogat, am înțeles. <laughs> da, 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 asta. Deci asta. a fost concluzia. Atât a putut el să <laughs> Era... concluzie Gata, mă, hai să închidem stai, podcastul stai, asta. Așa, stai, așa, că mi-am amintit de tipul ăla simpatic de pe TikTok. American, român, clujan, bucureștian, peste tot, știi? Ai avut și tu un clip cu el. Suntem la bogați. A, da, 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 suntem la bogați, da. Da, deci de nu vrei să zici nimic, am înțeles. Mm. <lip> am mai zis asta și când am mai vorbit, tot ăștia care au se plâng. Se schimbă un pic registru, <lip> te surprind. Hai ce... să înțelegeți. Nu, hai să, hai să le spunem cum ne-am cunoscut. Vrei să le spunem cum ne-am cunoscut? Da, Noi? Da. Bun. Deci fiți atenți. Eu, în fiecare an de ziua mea și de Crăciun, organizez giveaway-uri pe pagina mea de exemplu, de ziua mea, organizez atâtea giveaway-uri câți ani împlinesc. Iar de Crăciun organizez câte 25 sau 30 de giveaway-uri câte zile are decembrie sau până de Crăciun, ca să zic așa. Și am început asta chiar când m-am apucat de Instagram pentru că am început să chiar de ziua mea și am început-o pentru că mi se părea tare că atunci, la vremea respectivă, aveam 70.000 de urmăritori și simțeam nevoia cumva să-i răsplătesc că sunt acolo și că mă urmăresc, știi? Și zic, hai să le fac eu cadouri de ziua mea. De acolo a pornit totul. În fine, și anul trecut, când eram eu în plină activitate cu seria mea de giveaways pe, pe Instagram, se trezește Francisc <laughs> să-mi scrie <laughs> și să-mi zică, dar era deja pe final, adică. Eu oricum fac lista asta de giveaways, o fac cam pe la mijlocul lui noiembrie, știi? Da, deci cam acum. Cam acum, da. Deci, deci dacă vrei giveaway cu cine, mine, cine trebuie să-mi spui să acum, da. Și se trezește Francisc în plin decembrie, nu știu, pe la final, vreau și eu giveaway la tine pe pagină și zic, bosule, nu așa funcționează treaba. <laughs> zic, nu, no, nu merge așa. Toate locurile sunt ocupate, gata. a fost un pic arogantă, dar n-ai știut și zice... că la mine nu există. Nu. <laughs> <laughs> și zice, hai te rog că nu știu ce, și zic, dar ce vrei să oferi? Și îmi zice, două perechi de Airpods. Era mamă. Uh. Exact, eram gen, wow, cine dă două perechi de Airpods, gen, eram, wow, super tare. Și zic, ok, hai să facem giveaway-ul ăsta, era ultimul ultimul venit, ultimul poftit, era ultimul, ultimul în listă și ultimul postat. Și ultimul postat, într adevăr. Și mine asta mi-a plăcut cel mai mult. Că erai ultimul acolo? Adică eram primul. Pentru erai că cei primul din în vor fi cei dintre, exact, exact da. eram primul. Cred fi. că ai și avut cele mai multe înscrieri dintre toți cei pe care i Da. Adică nici n-aveai cum, na, erau da. două perechi de Airpods Dar chestia și mai șmecheră era faptul că mi-a dat și mie o pereche de Airpods și eram wow de fapt de la asta am pornit, că ai zis tu că sunt eu da. bogate și că nu știu Ești. ce, dar prima mea pereche de AirPods a fost primită de la Francis, pentru că eu nu, nu mă înduram să dau atâția bani pe o pereche de AirPods. Și vezi, adică lucrurile astea mărunte, că de fapt pentru tine era un gest, sau nu știu, eu așa l-am simțit, gen, nu știu, nu ți-a zis nimeni să-mi iei și mie o da, pereche nu, de AirPods. Da, fost o chestie naturală, normală, din suflet. Da, așa, giveaway-uri din alea combinație nu o să mai fac. Că nu. Uh -huh. n știu. Nu știu. N-am nevoie de. Nu știu. De urmăritori veniți doar Așa, pentru giveaway-uri. Da. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți care îți dau follow ca da. să-și primească, să primească premiul. Adică îți dau follow doar pentru premiu. dar care văd că atunci când se închide giveaway-ul și n-au câștigat, dau un într da, am follow. Într-adevăr, da. Dar există posibilitatea ca ceilalți să rămână pentru tine și pentru contentul pe care tu îl creezi în continuare. Da, da, da. Și dacă ești nașpa, atunci pleacă ea. Și că e așa împățit. <laughs> bă, e important să rămână chiar oamenii mișto pe pagina da. ta. Ideea e că pe mine oricum nu mă interesează. Uh -huh. Adică eu nu vreau să fiu nici influencer, nici nimica și, și podcastul ăsta l-am făcut fix. Uh, fix așa. M-am trezit într-o dimineață și am zis, bă, cât content-a și câtă țigănie dacă eu reușesc să aduc aici niște oameni care sunt interesanți și care au ceva de zis și în principiu dacă au ceva de zis pozitiv e tot o formă de a da înapoi. Zim ceva random super random, dar super deep ceva ce te-a marcat așa tare în ultima vreme. În ultima vreme? N-ai văzut social dilemma pe mine m-a marcat destul de tare. Adică mi-a plăcut Da, n-am văzut am tot zis că o să mă uit, da, știu, dar n-am avut, efectiv, n-am avut când. Corona, cum ți se pare? N-am avut. Că eu, eu sunt eu tot mai sceptic. Și așa, da? așa vreau să mă țin departe de teoriile conspirației, dar parcă tot mai mult mă duc încolo, nu știu. De, de ce ești sceptic? În ce privință? Că nu există? Sau? Nu, că nu există. Sunt convins că există ceva, dar mi se pare că se face prea, prea mult tam-tam. Adică eu cum uh -huh. aprind televizorul, cum mă la depresia și atunci de vreau de prim-martie nu l-am mai aprins uite vezi, eu nu l-am mai aprins știu. de 9 ani de zile n-am mai aprins televizorul practic de când m-am mutat la București și nici n-am simțit vreodată nevoia să o fac mai am prieten care vin la mine în vizită și îl mai aprind A, nu și știu cum se folosesc telecomenzile fii atentă ce idee mi-a venit uh, zilele trecute mă gândeam la asta și foarte probabil e o tâmpenie zisă de mine dar na, asta e noi de când ne-am născut și de când mă știu, totul, tot procentajul se calculează în la sută, nu? Uh -huh. Și acum nu înțeleg de ce la Corin, Corona e la mie. Adică sper să nu fie vreun instrument de marketing. Știi să zic. Știi? adică hai să-ți dau exemplu de știre. În București s-a ajuns la șase, la mie cazuri și se închide tot că e supera Iurea. Dar dacă procentajul ăsta ar fi zis în la sută cum uh, suntem noi obișnuiți, ar fi sunat în București sunt 0,6% cazuri. Uh -huh. Și atunci da. nu e mai chiar așa de impact. Da, Știi? Da, 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 știu. Oricum... Dar poate e o chestie care se folosește în medicină și eu habar n-am și vorbesc acum rahat. Da, Oricum la televizor mi se pare, ăsta fiind și unul dintre motivele pentru care eu nu mă mai la televizor, mi se pare că se exagerează foarte mult. Da. Și oricum televizorul, se adresează mai mult unui public, unui, unui gen de public. Da. Adică genul ăla de public care nu caută neapărat uh, sursa informației, uh, nu caută neapărat să afle dacă într-adevăr e așa sau nu. E exact de genul ăla de public care te crede pe cuvânt, dacă, dacă e la televizor, înseamnă că așa e, adică. Da, din păcate. Și uh, nu știu dacă știi de scandalul cu Shelly care a a, cu Se pui tu cu... televiziunea A, cu știrea falsă. Da, știu. Vezi? Atât de simplu e genial. să manipulezi uh, pe cineva. Atât Te știi simt. bine cu Shelly. Da, mă știu, ne știm. Da. Băiatul în geniu. E foarte inteligent. E foarte, Joc. foarte inteligent. Poate să zică oricine, orice vrea despre el, uh, poate să-i uh, conteste. Munca pe care o face cu five gang, poate să-i conteste piesele și așa mai departe, dar nu, nu poate să-i conteste uh, inteligența și oricum a demonstrat de foarte multe ori că e un băiat inteligent. Și chiar așa e, adică îl cunosc personal, știu cum e. Uite tipul ăsta de oameni ar trebui cumva duși și promovați să lucreze în funcțiile cheie ale conducerii statului. Serios dacă nu. Da, ar um. trebui. Cred că suntem departe de asta, din păcate. Prea departe. Nu? Da. da. Care e cea mai mare temere a ta? Cea mai mare? Nu știu. Să să rămân singură, cred că. Să fiu singură. Sunt un om care se înconjoară foarte mult de oameni și că îmi place să zic că depind de oameni. Nu vorbesc aici de materii financiare, uh -huh. ci depind de. Uh, interacțiune interacțiune de energie că te vorbeam mai pe la începutul podcastului că îmi plac, îmi plac oamenii, nu știu, eu sunt un om al oamenilor nu <laughs> știi? Da, super tare și uh, da, îmi place să, să, simt energie, să iau în, în, jurul meu, să asta cred că mai uh... cred că cunosc foarte multă lume, nu? Cunosc foarte multă lume, Vă nu toți îmi sunt prieteni. Adică nu se înțelege greșit că sunt prietenă cu 70.000 de oameni sau ceva de genul ăsta. Uh -huh. Am prieteni foarte puțini, dar nu despre asta e vorba, că nu vorbesc acum neapărat de prieteni apropiați da. sau așa. Vorbesc de oameni în general. Îmi plac oamenii foarte, foarte mult. Îmi plac oamenii care sunt uh, uh, optimiști și pozitivi în, în toate aspectele vieții. Îmi plac oamenii fericiți. Și asta mă face și pe mine fericită mai departe, la rândul meu. Ce bine a sunat asta. Asta trebuie tăiată și pusă undeva. Storie story, un ceva. Da. O postare. Nu, serios. Ne trebuie de puțin să fim fericiți. Exact, da, da, chiar eu tot timpul am funcționat pe asta. Și, nu știu, văd toate trendurile astea și tot show a fost asta și pe TikTok, și pe Insta, și peste tot. Toată lumea o arde în branduri, toată lumea, știi? Uh -huh. Se pare atât de rahat. Ceva incredibil. Pe mine m-a jucat foarte tare faptul că odată m-am întâlnit cu verișorul unei prietene de ale mele care îmi este fan. Uh -huh. Și mi-a zis, bă, uite, e foarte entuziasmat, știe că vii la mine, poți să te întâlnești eu cu el. Și zic, da, bineînțeles, are 14 ani băiatul. Uh -huh. M-am uh, întâlnit cu el, ne-am văzut și prima lui întrebare a fost, uh, ce mașină conduci? Ce branduri ai de haine, știi? Porți da. uh, Dolce Gabbana, Gucci, de astea? Și zic, nu, n-am nici Dolce Gabbana, n-am nici Gucci. Cum nu, dar ce așa ai? Care, cât ai dat cel mai mult pe o pereche? Da, vezi? Zic, dar ce relevanță are? Adică, de ce? că uite, și începea să mi se laude de el cu ce avea ce el, știi? Da. Uite, eu am și ăștia, am dat uh, nu știu câte milioane pe ei, uh, am telefonul ăsta, tu ce telefon ai? Și zic, am un iPhone XS Max, nu e ultimul model de iPhone, el îl avea pe ultimul, știi ce? Ah, tu ai din ăsta? <laughs> și eram, what? De ce? Cum s-a ajuns aici, știi? Și am încercat să-i explic că nu astea contează, nu... Uh, nu contează atât de mult lucrurile materiale, adică nici măcar n-are importanță dacă bluza de pe tine e Gucci sau nu, că nu asta te face ca om, știi? Da, super Dar uh, sunt foarte mulți copii care văd asta la oamenii pe care îi urmăresc și atunci se duc acasă, deși părinților nu stau foarte bine financiar și le zic Mama, ia -mi și mie o bluză Gucci, că așa vreau da. eu. Păi, uite, păi exact de unde se ți iau o bluză Gucci, că o bluză Gucci costă 4.000 de lei. Exact. Atâția, atâția bani fac eu cu atâta împreună la un loc, știi? Uh -huh. ce, ce faci? Cum, cum îi spui copilului ăla că nu e bine? Uite, vezi de -a superficialitatea asta mi se pare la niște nivele cum nu cred că a fost vreodată până acum. Păi, da. Și cred că noi, nu noi, că eu nu, dar și voi ăștia care aveți o voce în online, ar trebui să promovați mai mult simplitatea și normalitatea și... Adică, chiar nu contează până la urmă lucrurile astea și poate tu ai ajuns să înțelegi că astea nu contează după ce ai trecut prin sau ai o experiență de viață, știi? Uh -huh. Și poate unele lucruri chiar dacă ți le permiți, pur și simplu nu face sens să ți le iei. Și exact la asta mă gândesc și eu la copilul care merge acasă și are trei colegi cu Balenciaga și cu Gucci și cu nu știu ce din Dragonul Roșu și vrea și el, știi? Dar el nu știe că din dragonul roșu. Și atunci avem o problemă. Iurea. Uh, problema asta pornește din două mari uh, probleme. Da? Uh, da. Prima este că, într-adevăr, uh, nu știu dacă neapărat doar la noi în România, dar se pune foarte mult accent pe etichetă. Extraordinar da. de mult. Adică, am mai fost țări străine și mi se părea că nu se pune atât de mult accent pe asta, știi? E... Da. Corect. Nu știu, nu. Lumea se îmbracă cum se simte bine, nu se îmbracă țiplă la patroace sau la Gucci sau la Balenciaga sau chestii de. de genul ăsta, știi. Dar la noi aparențele sunt foarte importante. Da. Trebuie să. Mă rog. În fine, deci asta ar fi una dintre probleme. Iar problema a doua și cea mai mare problemă este educația pe care uh, o înveți când ești mic. Educația pe care ți-o oferă părinții. Da, corect. Pentru că de acolo pornește tot, tot. Deci nu eu în continuare, sunt uh... Da, și părinții, da. Uite, la există un moment în viață când copiii devin foarte rebeli și cred că părinților nu mai fac față informațiilor. Mă gândesc acolo, Pentru la că nu se ocupă 14, de ei 15-16 ani. Pentru că nu se ocupă de ei. Mai eu, ăsta este motivul. Bun, atunci copiii, ăia trebuie cumva educați și ei petrec foarte mult timp pe TikTok și petrec foarte mult timp pe Insta și pe YouTube. Hai să -ți zic, știi de? de ce? Pentru că, cum am observat eu astea și că faptul că nu se ocupă părinții de ei și așa ajung ei să urmărească tot felul de Aberații, oameni. da. da. Um, am întâlnit foarte, foarte mulți copii. Foarte mulți copii și chiar, nu știu, prieteni, uh, copiii de-ai prietenilor mei sau așa. Și uh, eu chiar mă bucuram când vedeam un copil care nu știa cine sunt eu. Uh -huh. Mi se părea super tare, gen. Și întrebam, tu pe cine urmărești în online? Și mi-a zis, pe nimeni. Și zic, nu știi, Shelly, Five Gang, Abby, chestii. Uh -huh. Nu, nu știu. Și mi se părea, bă, super mișto. Și zic, da, ce faci? Și Au îmi zicea, da. Da, zicea că își ocupă timpul cu alte chestii. În primul rând că era învățatul, pe primul loc, că îi place să învețe sau să citească sau să facă sport sau instrumente sau nu, nu știu, orice, dar avea o pasiune pe care și o uh, urmărea. Și o urmărea, da. Și uh, nu urmărea și vedeam că oamenii, adică părinților, chiar se ocupau de ei. Și Auzi. aveau, adică, chiar aveau timp să se ocupe de ei și să le explice ce ar fi bine de urmărit în online și ce nu. Pentru că ok, nu mă înțelege greșit, nu zic neapărat că. Uh, five gang ar fi ceva grav, uh -huh. dar dacă mă întreb de Abi, eu zic că da, e da. o influență proastă Corect. pentru copilul tău, care Corect. să fim serioși, adică, și nu e vorba doar că zice am ciorat Gucci sau nu mai știu cum are o piesă ceva cu Gucci. Da, zice, într-o piesă, văd un roacă și îl bat. Uh -huh. Știi? Mm -hmm. și se duce copilul ăla mic și cântă piesa asta, că mamă ce tare văd un rocker și-l bat și și a o capace da, da, de da, da știi da, aiurea da. oricum nu putem nega existența online-ului, că e aici să rămână și na, e parte din viața noastră și automat copiii cresc nu ca noi cresc de la vârste fragede cu online-ul se la vi, dar e râs, Hai să zic, vrei să știi ce mesaj am primit eu de la un băiat de 10 ani, pe Instagram? Ia zic. mă Îți zic cu bipuri sau fără bipuri? Zi fără, okay. nu suntem la antena. mi a zis Reis. așa, pe... O să-ți rezum că, nu știu, mesajul era mult mai amplu de atât, dar pe scurt era uh, vreau să te fut așa și așa, în poziția aia, <laughs> să-ți o dau <laughs> nu știu cum, după aia să... Îmi faci sexual, dar nu a zis sex oral, a zis o mult mai vulgar și nu știu ce, adică după moie, aia no? să faci așa. să da. Da, da, ceva, nu știu, ori nu știu dacă a zis muie sau să mi o sau ceva, copii nu avea 10 ani, știi? Jesus Christ. Dar mesajul era atât de explicit, și atât de detaliat, încât C am rămas, gen cum un copil de 10 ani. Că el chiar știe ce vorbește, nu? <laughs> da, da, și eu mai aveam. Uh, uh, de fiecare dată când primesc uh, astfel de mesaje de la copii ce fac eu este să le caut părinții în online wow, și să le trimit mesaj. Wow, să le cool zic, hei, uite, ți se pare normal? Adică mă îndoiesc că așa ți-ai educat tu copilul, știi ce face el pe online? Și am avut o parte de anumite surprize din partea unor părinți, mai exact din partea unei mămici și al unui tată, diferiți de la copii diferiți, care mi ziceau păi da, dar la ce poze pui tu pe net? Wow. Și eram, nu, 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 zic, stai puțin, că n-ați înțeles. Zic, nu, nu eu sunt problema aici. Gen, eu pot să pun ce poze vreau eu, că e contul meu, Correct. fac ce vreau cu viața mea. Dar gândește-te că copilul tău are acces la mult mai mult de atât. Adică poate să intre la fel de lejer și pe Pornhub, da. și pe Dark Web, și pe o grămadă de chestii care sunt mult, mult mai grave decât de pe care îl afișez eu prin postările mele. N-are nicio legătură. Correct. Eu în continuare postez ce vreau eu, nu e treaba mea să fac educație copilului tău, Treaba ta e să faci asta, adică și să-i spui dacă e ok să mă urmărească sau nu. Și e ok să-mi trimită un astfel de mesaj la 10 ani? Nu primesc da. un mesaj de la oameni de vârsta ta, știi? Pentru hmm. că nu există să vină să-mi scrie eu un bărbat să-mi zică, bă, hai să-ți dau așa și nu știu ce și pe dincolo și nu știu cum. <laughs> nu, nu face nimeni asta. Da, e clar trist. că doar copiii fac asta, că nu. Nu conștientizează, poate li se pare cool. Mamă, trist. să vezi ce mesaj i-am dat. Lu Cât de trist. Bun, și asta mă, mă duce cu gândul. Uh, am o surpriză pentru tine. Uh. <laughs> să... Mama, una caldă una rece. <laughs> o fie atentă, o să fie probabil, nu știu dacă o să vedem cum, cum o să iasă, dar s-ar putea să devină o tradiție. știi cum ai tu că e trendurile de pe dincolo? Da. Yeah. ceva de genul. Am adus și eu din Ia. Yeah. în România. <laughs> Surprinde. Și facem, facem un challenge. Te rog. se numește 3 hot. Okay. Pentru că o să am trei întrebări. Ok. Hai să punem pauză. Oh my god, deci își pune, am văzut că își pune mănuși, deci nu, 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 te rog, ce se întâmplă? O să fie dureros. Da? Uf. Da. Deci fii atentă. Hai să explic. Aia, așa, explicăm regulile jocului. Eu este un joc sau e un challenge? Nu, no, e un challenge. E un challenge, perfect. E vorba de trei sosuri picante. Uh -huh. Unul mai picant ca altul. Uh -huh. Primul e ceva, așa, joacă de copii, și uh, al doilea e mediu, și al treilea e. cum, cum se numește al treilea sos? Blackout. Black. Blackout. Blackout. Uh. Stai așa. Stai care emoții. <laughs> <laughs> deci vrei să afli picanterii? Nu. No, nu. No. Să vedem. Și să știi tu. că eu am o toleranță așa. destul de mare la. la iute, la iute deci da. Deci nu te-am nimerit. Fă un pic camera asta, mai să se vadă mai întreagă, Cristina. Adică fă zoom out. Zoom out. Și cântă Gândește-te la un banc. Deci stai așa. Nu e acolo, mi -a... Luăm, Am adus aminte. luăm primul Timpai care aici. nu e prea picant Adică sosul ăla galben Așa? Deci îl iau? Da Poți să-l guști Liniștită Și îți zic un banc În timp ce halesc ales aici uh -huh. <laughs> Așa, deci fii atent Au cum se aude. ASMR. Hello guys. Erau doi șerpi într-un deșert. Și la un moment dat făceau sex. Și zice ea. Vorbește-mi urât, spunem ceva urât. Iar el zice. Sulă. Și a zice, da, da, acum zil cu P. Și zice, supă. Oh, ce <laughs> da. <laughs> mai mănânc din asta? E super da, light, gen. Da. Sau trec la următorul? Hai să trecem la următorul. Hai. Ce trebuie să fac pentru următorul sos? Pentru următorul sos. Da, eu am și pun, nu știu dacă ai observat. Da, pune Te rog frumos da, să apreciezi că... Se vede, se vede pe cameră. Se vede că pe cameră, vă rog de frumos. Alo, regia! Regia, se vede pe cameră că pune mult sos. De că chiar pun mult. Deci fii atentă. Așa. Întrebarea numărul 2. de ce, n de ce nu ai un iubit sau ai și îl ți ascuns de dragul <laughs> urmăritorilor? <Leo. laughs> adică vrei să păstrezi? Deci exact picanterii, cum am zis puțin mai devreme. <laughs> Mâncăm picanți la picanterii. Da, dar stai, pot să zic și teoriile mele. Hai, te rog eu, zi. Eu am două variante, nu, trei variante am. O variantă este că ori ai iubit și îl ți ascuns că vrei să păstrezi în online o imagine care nu e reală și okay. cred că se întâmplă des asta. Nu vreau să te acuz de ceva, doar una dintre teorii. Așa. A doua teorie ar fi că o să sune Iurea, dar ai îmbătrânit un pic și ai devenit cam picky <lătări> o, <leu. lătări> și ți greu să alegi dintre oferte. Și a treia variantă este că s-ar putea să-ți placă vreo sau să ai vreo iubită și să nu vrei să recunoști asta în online. <lătări> Poftă mare! <lătări> Deci nu să nu <laughs> um, nu am un iubit. Nu îl țin ascuns, dar probabil l-aș ține dacă n-ar fi persoană publică, clar. Cum e sosul? E bun. Light? E ok, da, e ok. Chiar îmi place. Cred că te în partea asta. <laughs> să vedem cum o să fie ultimul. Iar acum nu am unul pentru că s-ar putea să fiu prea picky, nu bătrână, francisc. N-am zis bătrână. Exact, așa ai zis, zis, astea da. au fost cuvintele. Bătrână în sensul că te-ai maturizat și ai început să vezi altceva în oameni și să ai pretenții mai mari. Da, exact, asta așa este într-adevăr. Pretențiile mele sunt destul de mari. Deci și nu ai o iubită. Nu, nu, n-am eu o iubită și chiar dacă aș avea, n-aș avea absolut nimic împotrivă să zic asta pentru că sunt... Uh pro-LGBTQ, am foarte mulți prieteni care sunt gay și lesbi, sunt perfect de acord cu ei, îi înțeleg perfect, știu prin ce trec, înțeleg. dar nu, nu e, nu e, vorba de asta. Hai să vedem Hai și să trecem sus. la ultimul sus. Hai pune mai multă văd că tu... Hai <laughs> că am pus... Hai, aștept întrebarea. Să e una simplă. Da. Crezi că există extraterestri? Mamă, cum se aude. Hmm. Nu știu ce să zic, dacă există sau nu. Mi se pare mie să am început să transpir. Nu am început să transpir, dar într-adevăr îl simt. Mi-a desfundat nasul ăsta deja. E mult mai tare decât celelalte două, clar. <laughs> <laughs> Crezi în Crezi. extraterestri. <laughs> Nu știu ce să zic, habar nu, nu mi-am pus niciodată problema asta. Serios? Dacă există sau nu există. Oh my God. Nici nu pot, adică eu până nu-i văd, nu cred. Nu și mi se pare așa super superficial să crezi că noi suntem buricul pământului. Nu, nu te fac superficială pe tine, adică din punctul meu de vedere, adică trecut prin filtrul meu super subiectiv, mi se pare o probabilitate atât de mică, imposibilă. Nu. Știi? Posibil, posibil. Dar. O... Bine, nu neapărat să fie ca aia prin... Mie mi-ar plăcea să-i văd. Eu nu cred că sunt extra atât de dacă chiar există, nu cred că sunt atât de răi precum vezi în filme, vin și da, te, să zic și eu. fură, și fac experimente pe tine ba, și chestii de asta. asta? Ar putea face asta? Da. Nu știu, nu m-ar deranja să vină. Adică un extraterest eu... să apară aici lângă noi să zică, hei, Cristina, vină. <laughs> zic ok, ce tare, plecăm. <laughs> Auzi, gândește, dacă ei ar fi mult mai avansați și ar veni de alt undeva unde cu siguranță ar avea probabil alte condiții de trai și uh -huh. uh, vietățile de pe planeta lor ar fi total diferite probabil ar avea o curiozitate foarte mare să ne studieze să ne disece, să, adică asta facem și noi, știi? Uh -huh. Nu? Adică, da, nu știu ce Așa să cum studiem noi, nu știu un porumbel o broască, disecăm o broască Cam așa ar ajunge și Cristina. Credi? Da? Nu știu. Nu m-ar deranja neapărat. <laughs> Dacă na, se află ceva, rămâne în istorie acolo. Bă, am disecat-o pe Cristina și am aflat că... Pf, că nu știu, ceva despre... Bine s-ar mai fi varianta să fie printre noi, știi? Să fie atât de avansați încât... Mm. Adică uite-te cum creme Vreptilien? acum. Mm. De ce nu? <laughs> Băi, uite-te acum la noi trăi de printu și cu uh, fake voice-urile astea ce se fac, cum le zicele alea? Deep fake, nu? Da. Ceva incredibil. Deja nu mai poți să faci diferența între ce e real și ce nu. Da. Gândește-te dacă ei sunt de 10 ori mai avansați, cât de simplu ar fi să se deghizeze în unul dintre noi și să umble printre noi. Cristina, ești extraterestră? Da. <laughs> <Sunt>. <laughs> în exclusivitate. Hai să mă cap. <laughs> Pauză de masă! Pauză de masă! Hai, e gata camera lucris! Scuze, scuze. Cool! Hai că dacă am și mâncat, trecem mai departe și, și încheiem, nu? Trecem mai departe. Uai, wow, știi că te pun așa, nu? E ok, ok. Eu, eu vreau lumea să vadă pe Cristina aia de după. Aparte Știi că uite de asta, cred că nu am relații. Poeti, află chestiile astea în primele zile. Hai să facem da, un anunț și... matrimonial, nu vrei? Ba, da, hai. hai. Bună, sunt Cristina, am 28 de ani și sunt cocheta casei. Da. Oști pe aia, nu cu o da, 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 da. Deci, dacă avem vreun uh, doritor, un doritor vreun tip uh, interesat. Și interesant. și interesant. <laughs> să ne lase un mesaj. Da. Un vă rog, vă rog, vă rog, da. Uh, Apreciez, Hai vorbim un pic de concurs? Hai să vorbim puțin de concurs. O să fie foarte, o să primim foarte mult hate. Nu o să primesc foarte de mult ce? hate. De ce? De ce? Pentru că e foarte, fac up Uai, adică trebuie să-și muncești nu primești chestiile așa. Așa? E? Da. Corect. Și oricum mă gândeam să fac uh, în fiecare episod de podcast, să fac câte o chestie de genul, să fie câte un premiu dau bine, nu așa mari. Uh -huh. Și nu așa greu de obținut, dau să fie în fiecare. Nu? Da. Hai să o. le vorbim mă, întâi și celor care poate nu au văzut postările, poate au ajuns direct aici pe podcast. Da. E vorba de un concurs care s-a desfășurat atât pe pagina mea cât și pe pagina lui Francisc, bineînțeles la inițiativa lui. De Insta. <coughs> da, pagina noastră de Insta. Și l-am mutat în YouTube. Da. Asta este ultimul pas. Deci am mutat concursul în YouTube. O să fie greu o să, mă înjurați. Mi le asum eu, Cristina, e okay. le asum tu? Da. Bine. După episodul ăsta de podcast, cine reușește să deslușească numărul, pentru că o să fie un număr, ajunge în finală. Ca să ajungă în finală... Trebuie să... Să mă urmărească pe tine. N-avem niște aplauze sau ceva. Anuale la final. aplauze, că nu trebuie aplauze. Nu trebuie suspans. n-avem. Bine. Uh, trebuie să numere de câte ori am folosit cuvântul care să-l alegem care să-l alegem hai să fie care da, ok, mai, mai formulează o dată deci de hai câte ori cred lumea da. că știi ce zici de câte ori s-a folosit cuvântul care în acest podcast din prima până în ultima secundă Greu, 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 greu. Uh, Trebuie să-l includă și pe asta pe care l-ai spus tu acum? Pe toate. Pe toate. Deci tot, tot, tot. De fiecare dată când auziți cuvântul care... Care, care, care. Oh. <laughs> Pui niște sare pe rana acolo. Da. Uh, răspunsurile se primesc pe Insta la mine prin mesaje. Răspunsurile corecte se califică în finală dacă mă urmărești pe mine și pe Cristina, pe Insta și YouTube, nu? Da. Și? Cam atât? Și atât. Și în finală ce se va întâmpla? Spune-le un pic. Nu, nu, lasă să fie surpriză. O să fie ceva cu care. Ok. Because smart is sexy. Așa, și toate astea pentru a câștiga fie un... Puteți, câștig... Puteți, alege voi. Da, sunt trei premii și sunt trei câștigătorul premii, da. alege. Și iar uh, cele trei premii sunt fie un uh, Smart Fortu, adică o mașinuță, pentru că smart e sexy, <gură> fie un uh, telefon, un iPhone. Da. 12. 12 Un iPhone 12P. 12. Deci 12P. ăsta înțelegem. care a apărut acum, nu. Să ne înțelegem, 12, așa. Fie 4000 de lei. 4000 lei. Da. Greu, fie, greu. Să fie primit. Tu ce alegi? Eu aș alege iPhone. iPhone, nu? Da. Și eu, și eu cred că la fel, iPhone. Hai să vedem ce alegeți voi, dacă puteți să numărați toate cuvintele din acest post podcast. Toate cuvintele care. Care, da, care. Mamă, l-am mai zis și... acum, cred că l-am zis cel mai mult din tot <laughs> și... podcast podcastul. Și să fie de, la amândoi. Da, bineînțeles, păi din tot podcastul, adică fie da. că l-am zis eu, fie că l-ai zis tu. Absolut. Ai cam o, o întrebare interesantă. Ai participat în uh, mișcarea MITU. Eventual, mm. ca să oferi un pic de context, poți să începi să povestești despre ce e vorba. Pentru cine nu știe? Uh, da, nu am uh, postat absolut nimic în perioada aia. Nici nu mai știu exact când a fost. Cred că acum 2 ani uh -huh. s-a viralizat uh, hashtagul ul MITU. Am pornit de undeva. O din tipă America. care a fost abuzată. Abuzată, da, da. Și a vorbit despre asta. După care uh, au ieșit foarte, foarte multe fete în online și au discutat și ele despre abuzurile lor, fiecare în parte, folosind acest hashtag MeToo. Știu că o să sun Iurea, dar ai avut parte de vreo experiență de genul în viața asta? Uh, am avut atât de multe. Și acum nici nu știu da. de ce nu am ieșit și eu în față să vorbesc despre ele. Am avut foarte, foarte multe. Da. 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 Jesus. Începând de la o vârstă foarte fragedă. Cred că prima dată când mi s-a întâmplat un uh, mitu, <laughs> dacă pot să-l numesc așa, a fost când aveam vreo, nu știu, 6-8 ani, ceva de genul ăsta. Eram foarte mică și eram afară, mă duceam la o prietenă de-a mea, era micuță, da, da mă lăsat să nu mă duc, că era destul de aproape de mine. Și un tip, uh, un adult, a stat în fața mea și se masturba aveam 6 ani, șase, opt ani, ceva Christ. de genul ăsta, oricum foarte mică, nu știam ce înseamnă asta. După aia, în tot în perioada liceului, aveam vreo 16 ani, am avut o ședință foto, găsisem un anunț din ăsta pe, cred că pe Facebook sau nu mai știu, că facem, organizăm ședințe foto, iar fetele foarte fotogenice primesc suma de 400 de lei mie okay. Mi se părea huge, adică 400 de lei. De unde să am eu patru, 400 de lei, știi? Da. <laughs> și mă și gândeam, zic, de 400 de lei mi-au o grămadă de chestii, adică... Și pentru că aveam... Tot timpul am avut încredere în mine și știam că sunt fotogenică, zic, nici nu puneam problema că eu nu o să primesc banii ăia, știi? Eram sigur că o să-i primesc. Ce aiure. Și m-am dus la această ședință foto, era organizată de o tipă și m-am dus la ea acasă, avea o casă, o vilă mare, era în Giroc, Giroc fiind da, un cartier în Timișoara, într-un valiză, 16 ani. Ok. Totul a fost ok, fac poze în prima ținută, după aceea la a doua ajunge și soțul ei acasă, care și el luase o cameră în mână și cumva am, amândoi îmi făceau poze, știi? Mm -hmm. La un moment dat... Familie de artiști. Da, da, da. da. Familie de artiști. <laughs> Și la un moment dat dau să mă schimb în următoarea ținută și bărbatul să nu plecat din cameră, știi? Și zic că aș vrea să mă schimb și eu de haine. Dar ce ești rușinoasă? Ți-e rușine de mine? Și zic, nu e vorba că sunt rușinoasă sau nu, dar nu vreau să stai în aceeași cameră cu mine. Adică, ui, nu vreau, știi? Wow. Într-un final a plecat din cameră, dar după aceea când am făcut pozele, pentru că și aveam o rochie destul de sexy, uite, o să-ți să trimit o poză dacă vrei să o pui aici pe podcast. Uh -huh. uh, a venit la mine și tot încerca să mă pipe, să-mi zic că no. stai așa, știi să-mi pună mâna pe fund sau stai. Scuze. <laughs> <laughs> Ai rugat? <încerc, laughs> da, mai <laughs> încearcă, Așa. Uh, încerca la un dat voia să-mi pună mâna pe sân, să-mi zic că stai cu sânii nu știu cum și tot făcea complimente de față cu nevastă adică cumva amândoi se dădeau la mine, dacă poți să zic așa. În fine, și la final, uh, a trecut ședința foto, am trecut de toate comentariile libidinoase ale lui și ale ei la un loc și mă cheamă în mansardă ca să descarce pozele și să, -mi dea, să mi le dea pe un stick și îi întreb eu, mansarda fiind, nu, dați seama, mansarda, sus. <laughs> <laughs> și în timp ce se descărcau, îi întreb, da, Suma de 400 de lei gen Că mie mi s-a părut că am făcut o treabă super bună Și că m-am descurcat Uite pozele sunt mișto am uitat la, la poze împreună Și îmi zice Păi pentru suma de 400 de lei Și da, așa o copertină la o parte Și în spatele copertinei era un jacuzzi Plin cu spumă, trandafiri și așa mai departe Zice pentru suma de 400 de lei Trebuie să rămâi să faci și o, o baie cu noi Să facem o baie împreună Sau o chestie dintre asta, știi? No. Bă, deci aveam 16 ani, gen eram what the fuck. Și? ajuns la pușcărie că sau undeva? M-am super panicat, nu știam dacă o să mai plec de acolo fără să fac baie, wow. <laughs> știi? Și eram gen, a, ok, zic, nu mulțumesc, n-am nevoie de bani, aș prefera să-mi dai doar sticul și am plecat. Uf, da, Deci ai e ah. cam atras, ești magnet. Și n-am terminat. <laughs> ok. <laughs> Cu hashtag Vite, uite că okay. fac acum toate astea publice. În perioada facultății mi s-a întâmplat, nu odată, ci de două ori, dar o odată a fost mai grav, să primesc palme peste fund pe stradă. Random, știi? Da. Și odată mi s-a întâmplat asta de la un om care era băut și mi-am permis să-i și furtuna. Iar odată mi s-a întâmplat când eram Eram chiar în Bercen la Apărătorii Patricii, care sunt din București, știți unde e. Nu e cea mai șmecheră zonă, dar uh, eram chiar în, în zona de metrou și era foarte populată zona, știi? Adică erau foarte mulți oameni, mai ales care așteptau să traverseze, știi, la da. trecerea de pietoni. Și la un moment dat vin doi uh, bombardieri <laughs> <laughs> și unul dintre ei, uh, unul dintre ei mânca o urma și unul cu dintre ei mă lovește cu de toate, cu toate ziceam cum altfel, și extra. Și uh, unul dintre ei mă lovește peste fund, știi? Și încep eu că bă, mea, și picioarele, că nu știu ce, că adică de ce îmi dai, că nu știu ce, că bla, bla, Celălalt vine la mine, adică ei, el a dat-o în mers, așa cumva, știi? Era gen, a, uite, un fund, bam, știi? Era casual. <laughs> Era un fel de salut. <laughs> și celălalt vine la mine, auzind, auzindu-mă că înjuri și mă enervești, nu știu ce, și vine la mine, la o distanță de așa, gen, foarte... Foarte impunător. Da, cu șaorma lui cu tot. Cocoș. Și zice, ce mă, ce, ai zis ceva? Ai vreo problemă? În condițiile în care, bă, nu s-a băgat nimeni, n-a comentat nimeni, erau oameni de 40 plus lângă mine, bărbați, oameni în toată firea, știi, ăștia erau niște puștani de, nici nu știu cât să zic, până în 25 de ani oricum, știi? Și nu s-a băgat nimeni, nimeni. Și, zis, dai seama că în momentul ăla am zis că, bă, ce nu, frate, trist. nu, ai uitat să dai și în bucaia alaltă, dacă vrei să, atât, na, ce pot să mai zic. Și ce a mai făcut ăsta cu a urma lui cu tot a fost să mă pe și a plecat. Wow, foarte cool. Da, da, da. Și nimeni n-a zis nimic în condiții. Educație bună. Dar s-au uitat, s-au uitat oamenii și erau gen, ok. Așa și, da, încă una, da, știi, era... Da. Oare de ce, cred că a dispărut spiritul ăsta civic sau nu-l avem noi? Nu-l avem noi ca nu, popor? Nu, cred că-l avem noi, nu știu care e faza. Oricum, atunci nu era nu era trendul atât de mare cu Facebook, Instagram și așa mai departe, că probabil dacă era oamenii scoteau telefonul și filmau, știi? <laughs> nu, nu s-ar fi băgat, dar măcar, da? măcar scoteau, știi, și filmau. Ia, uite! Wow. Da. Și încă una, îți mai zic una și gata după aia. Aia, din autobuz? Aia din autobuz. Hai ca să așteptam. <laughs> și era rar, că nu vrei să o zici. <laughs> nu. No. Mamă, no, cum arăs în microfon ca un porc. Așa, cea mai nașpa, de departe, cea mai nașpa chestie care mi s-a întâmplat, era în 2013. Era, nici mai știu, cred că primăvară, habar nu, în fine, nu contează. Dar eram în RATB, în autobuz, și la un moment dat, pentru că era foarte, foarte multă lume în autobuz, stăteam ca niște sărmăluțe, eram înghesuiți toți. Acum, evident nu mai există o asemenea înghesuială în autobuze, că distanța are socială sociale și așa mai departe și foarte bine că e așa. Da. <laughs> Lucruri bune, da. <laughs> da. Corona time. Da. Și uh, primisem în perioada aia, numai ce primisem de la IMEI, un uh, telefon și anume iPhone 5S, era nou. era Oricum, era cadou de la IMEI, aveam super mare grijă de el. Și îl pusesem în buzunar de la pantaloni, știi? Și uh, pentru că eram atât de înghesuiți, la un moment dat te atingeai cumva fără să vrei, știi? Și l-am dat simt ceva pe piciorul meu și zic, bă, ăsta sigur era în fața mea un om la 40 de ani, 40 plus, nu știu cât avea, avea o pereche de ochelari de ciclist, din aia, nu știu cum să zic aici, sunt așa, așa, nu știu, aș ști să-ți arăt. o avea o șapcă roșie în cap, cu niște chestii aici, niște elastice, și pentru că era chiar în fața mea, zic, bă, ăsta sigur vrea să-mi fure telefonul din buzunar, fi rar să fie și zic, hai totuși să mă uit să văd, să nu fac o scenă așa, că poate na, omul nu vrea să-l fure, na, cine știe, poate am eu filme, habar n Și când mă uit așa în jos, ce crezi că văd, omul o avea scoasă și se masturba pe piciorul meu, cu ea afară din pantalon, gen, efectiv o atingea de piciorul meu. Auci. Da. Ce -a -mi -a -mi -a -mi -a. și în momentul ăla, șoc, adică nu e ceva cu care vrei să te întâlnești. I-am dat o palmă. Omul nu a reacționat în niciun fel. Nu a zis nici pâs, nici nimic. Nu a zis absolut nimic, nimic. I-am dat o palmă. Toată lumea din autobuz era, bă, ce s-a întâmplat? S-a isterizat acolo, s-a creat așa un mic scandal. Oamenii mai mult făceau gălăgie că nu înțelegeau ce se întâmplă. Știau că e ceva scandal, dar nu au știut ce s-a întâmplat mai exact. Și s-a sesizat șoferul. A oprit între stații chiar uh, pe lângă Cărturești, dacă știți din nou ăștia din București. No. No. <coughs> Așa. Și uh, a oprit acolo, în momentul în care eu i-am mai dat un picior în spate când a coborât din autobuz. El, din nou, n-a zis absolut nimic și cam asta a fost. Poate că merita. Păi îți dai seama. <laughs> nu, este clar că oamenii ăștia au niște probleme și nu, nu cred că și-ar fi permis să-mi zică ceva. Nu și-ar fi permis. Vezi dacă cei ce te-au denumit Regina TikTok-ului știau povestile astea, ți-ar fi zis Cristina, prințesa Războinică a TikTok-ului. <laughs> da, sau corect, corect, da. da. Băi, și râdem și glumim, dar nu prea e de râs. Băi, nu, nu Am e deloc de râs, chiar nu, de nu e deloc de râs. Vrei să spui niște întrebări de la urmăritor de pe Insta sau nu? Hai, te rog, da. Ok, uite o întrebare interesantă. Ce faci când nu ai sprijin din partea nimănui și nu știi cum să pornești în viață? De ce ai nevoie de sprijinul altora? Exact, la asta mă gândeam și eu. De ce ai nevoie? Trebuie doar să ai încredere în tine și în ce. în ce crezi tu că știi să faci? Sau în ce crezi tu că poți să înveți să faci? Sau poți să înveți să faci. Orice ai făcut nu de om ai, se poate învăța. Deci nu ai limite? Nu prea ai nevoie de ajutorul nimănui în viața asta, decât dacă vrei tu neapărat să existe acolo cineva. Ce înseamnă împlinirea pentru tine? Uite, asta chiar e o întrebare foarte grea. Foarte, foarte grea că nu știu să-ți răspund la ea. Eu Nu cred știu că... ce înseamnă împlinirea. Împlinirea cred că e... Eu cred că o ai deja. Trebuie să o cauți în tine și cred că are foarte mare legătură cu ce am discutat înainte când ziceai că dacă ajungi la un moment dat în viață în care să nu mai pui atâta preț pe lucrurile materiale, să fii mai puțin superficial și să fii mulțumit cu tine și, și toate lucrurile alea mici care te fac fericit cred că e suficient să te poți uh, numi împlinit. Și atunci când începi să și realizezi din vise, uh -huh. visele pentru care lupți, singur, cum uh -huh. zici și tu, fiecare reușită e o împlinire. Nu? Da, da. Foarte frumos ai zis-o. Da. <laughs> Hai că te-am răspuns și la întrebarea asta. <laughs> da, Cristina, mulțumesc de răspuns. <laughs> cum e viața de influencer? Frumoasă. Hai de din casă, nu... Acum, tu zici, acum zi, stai nu, că eu o să zic frumoasă, că, nu, că dar... e nașpa, nu vă faceți influencer, <laughs> mai mult pentru mine, lăsați. <laughs> nu mă, dar este exact așa cum e atunci când îmi bini utilul cu plăcutul, atunci când îți transformi pasiunea într-un job. Așa, da. atât de frumos e, atât de mișto e. Cine te inspiră cel mai mult în momentul de față? Sau dacă vrei să o zici așa, Am long time, per total, pe viață, cum vrei tu alege? Uh, când m-am apucat de YouTube, m-a inspirat foarte, foarte tare Liza Coșii este o vlogăriță, super mișto, îmi place mult, mult de ea. Suntem cumva pe același film de hazliu, de nebunie, de chestii. Caterinca, random. da. Cum? Caterinca. Caterinca, da. Uh, acum pe TikTok, de uh. exemplu, îmi place foarte mult... Adam W, dar nu doar el Sunt foarte mulți care îmi plac Dar din nou, din zona asta mea de entertainment Și Nu știu, sunt foarte, foarte mulți care Oameni care mă inspiră Tu mă inspiri Da Da. Ce să zici tu dacă ești aici, nu? Chiar mă inspir, n-aș fi zis Acum doar de dragul Mulțumesc <laughs> Data viitoare să văd da aici clean. o poză cu mine. Să ne -mi duce o poză cu pune în sus. <laughs> uite, ai putea să pui uh, să faci poze cu toți invitații pe care o să ai și să le pui pe aici pe undeva. Și să-l numim The Wall of Fame sau The Wall of Shame? The Wall. The Wall. Ăla se numește The Wall, să știi. I-am dat nume. Da? Din spatele tău o, e The uite, Wall. Vezi? Am înțeles că eu nu mă prea văd pe cameră. Mi se vede doar capul. Sunt curios să văd dacă chiar așa e sau nu. Da, e primul. Asta da, e. Ai. Oricum mă prea interesează pe mine părerile. Și asta cred că ar fi cel mai bun sfat pe care l-aș putea da oamenilor. Da, este. Că nu contează ce crede unul și altul. Contează atât de puțin. Mm -hmm. Spre și, deloc. Da, Cum te descurci cu hate -ul? Foarte bine. Nu îl bagi în seamă, nu? Um, asta ar mai putea fi încă un sfat pentru omuleții care vor să se apuce și ei de uh, social media. Dacă crezi că nu ești suficient de puternic să faci față hate-ului, nu te apuca. Corect. Am avut prieteni care au intrat în depresie din cauza comentariilor de hate. Și într-adevăr așa e. Adică, oricum, hate-ul va exista indiferent de ce vei face tu. Fie că ești cel da. mai șmecher și faci cel mai tare content, hate tot va exista. Să vezi și eu eu acum pe YouTube de abia aștept comentariile. Zici? Nu da, știu ne dacă... ne pus să numărăm... A, Niciodată da, da, da. nu o să ne mai uităm la tine. Să arzi în iad. <laughs> satană de om. <laughs> da, da, Să vină la mine. Eh. De asta the... mai poți tu. Da. Cool. Adică eu apreciez foarte mult oamenii care într-adevăr au ceva de zis, ok. Um, nu trebuie neapărat să vină la mine să-mi că Cristina, ești cea mai tare, uh, ești idolul meu și nu știu Nu, dar dacă simt într-adevăr o apreciere venită, Uh, din suflet o apreciez maxim decât, adică decât să zici ceva uh, rău mai bine nu mai zici deloc da, corect era un citat în sensul ăsta dacă iarăși, poți, iarăși era da, citat dacă poți alege să fii adică tu ca om poți da. alege să fii orice în lumea asta, alege să fii bun da, 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 da Date stai și așa, n-avem niciun efect sonor pentru ăsta să mori așa m-am chinuit singur, dă da, să apăs un buton, stai așa Mulțumesc, 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 mulțumesc. Bravo, Francisco. Bravo. Da, eu aveam când eram mică tot decupam niște citate din astea de prin reviste, cărți și așa mai departe și mi le lipeam pe perete, știi? Și la un moment dat era ceva de genul ăsta, dacă ți se întâmplă nu știu ce, tu continuă să fii bun. Dacă nu știu ce, tu continuă să iubești. Tu fii bun în continuare, tu iubești în continuare, tu nu știu ce, erau toate mm. așa, știi? Și m a ajutat foarte tare, adică am mers foarte mult pe principiul asta cu. Da? Uh -huh. Vezi, ce mă bucur că ai venit în podcastul meu, pentru că sunt convins că <coughs> multă lume, poate să, adică lumea are, are de învățat de la tine, multe. Și eu apreciez foarte mult simplitatea ta. În normalitatea zilei de azi, tu ar trebui să fii așa, cu nasul pe sus, știi? Uh -huh. De ce? Din păcate. Dar pentru că am un număr de followeri? sau de ce? Da. Adică eu apreciez că ai reușit cumva să rămâi probabil aceeași Cristina care era și în mai 2005. Humble. Acum e momentul să-l folosești. să <laughs> folosești cuvântul Da. Cu da. Mi-au zis asta și foarte mulți foști colegi de generală și de liceu. Bă, ce tare, tu ești tot așa. Te mai întoarce în Timișoara? Da. Mă întorc de fiecare dată forever. cu drag. ah, forever. forever, nu, nu cred că m-aș mai întoarce. Te-ai mutat din România? Da. Unde? Unde? America. Spania. M-aș muta în Spania, cumva pentru film. Sunt foarte multe filme spaniole care prind acum uh -huh. și devin din ce în ce mai multe, m-aș muta pentru. Ai văzut industria. casa de papel. Da. Vis-a -vi. este vis -a -vi. da, și vis-a-vis, -vis. uh, casa de papel e serialul meu preferat. Da. Îmi place mult. De la felul în care foarte, e gândit, de la actori, de la... Știi povestea Casa de Papel? Ai văzut și documentarul mini-documentarul no. despre serial? Nu, no, nu. No. Uite-te, te rog. Ca să înțelegi de ce e Da. Se numește Casa de Papel El Fenomeno. Okay. Și povestește despre cum s-a transformat într-adevăr într-un fenomen tot serialul lor, pentru că serialul a fost conceput pentru o televiziune de la ei, Ceva micut. din țară, da? I-au dat drumul primului sezon, n-a prins absolut deloc, deci după episodul 3 nu s-a mai uitat nimeni la serial, nu le dea wow. efectiv nicio șansă, nu le dădea. Și la un moment dat, după vreun an și ceva, s-a gândit producătorul să vândă filmul la Netflix. Netflix a fost foarte încântat de, de serial. L-a și publicat, actorii nu știau că se întâmplă chestia asta. S-au trezit într-o zi cu. Cum le creșteau conturile de Instagram? Wow. Un milion de urmăritori, două milioane de urmăritori și erau, bă, ce de se unde? întâmplă? Da, ce se întâmplă? Și după aia le-a zis producătorul că, vedeți că am vândut uh, serialul la Netflix. Au și culzat. așa au uh, wow. au reușit. Și povestești despre diferențele care erau atunci și, care, uh, și cum s-a schimbat de la uh, zilele de filmare pe care le aveau atunci când puteau filma în liniște, oriunde, într-un spațiu public și, și de acum? cum filmează acum cu câteva mii de oameni în jurul lor și câte, câțiva zeci de bodyguards care da. au grijă de ei. Dar au zis că ce apreciază cel mai mult este că sunt fani înfocați a, a acestui serial și că deși, de exemplu, să zicem că filmează în piața universității, să zicem, uh -huh. da? Și se strângă acolo zeci de mii de oameni, da? Care se uită la ei cum filmează deși se strâng atât de mulți, în momentul în care ei filmează, toți fac liniște. civilizație Civilizație, dar și, adică, oamenii se duc acolo. Uteți mai dacă era în România, erau genul ă, par la da, televizor, da, 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 vreau și eu să mai de Aruncau dezastră. mai coro și după tine, mai ceva, știi. Dar acolo nu. Și e foarte mișto, chiar să te uiți, să te uiți, să vezi. Și -au cum povesteau uit. despre cum la primul sezon nu au avut un buget atât de mare, dar în schimb când a intervenit Net Netflix-ul și l a oferit încredere. Hai, nu fie spoiler acum. Ah, bine, scuze. Povestești. Deja, acum am spui după ce ți-am povestit. Hai să, ne, hai să ne facem câte o promisiune. Eu mă uit la ăla și tu te uiți la. Social Dilemma. Da. Mă uit, mă uit. Ești jur că ai numai de învățat din el. Nu e nimic creepy, nu e nimic a speriat. Spuneți-mi și mie în comentarii dacă voi v-ați uitat la Social Dilemma sau nu. Sunt curioasă doar așa întreb de curiozitate. Băi, foarte mișto și foarte real. A, foarte mulți mi-au recomandat să mă la social dinema. știu, știu. Și eu cred că ai de învățat. Și eu, învățătura mea, dar eu nu la nivelul să-mi dau acum chiar părerea asta, dar eu dacă aș fi în picioarele Cristine Almașan astăzi, aș zice că marea învă învățătură pe care o poți trage din filmul ăsta e că tu trebuie să împrăștii bunătate în online. Uh -huh. Pentru că Reversul medalii mult, mult prezent Știi? Mm -hmm. Fie că e vorba de oameni sau de boți Care te împing la chestii Foarte interesant Te oprește lumea pe stradă Mamă, cum am schimbat-o pe asta Frâna de mână a fost <laughs> ai A fost, ca fost ca la, cu frâna de mână Ca la buză o ai întors Te oprește lumea pe stradă Te oprește, că te-am văzut și eu o dată la terasă uh, Mă mai oprește, da, lumea Dar nu mă mai oprește așa cum o făceau acum Nu știu, când m-am apucat când m-am apucat și eram super pe val și am avut creșterea aia fulminantă. De ce tot zici asta? Adică mie mi se pare că ești super pe val. Uh, la știu. ce te raportezi? Eu. La un YouTube care a început să scadă pentru că l-ai ignorat? Da, da, și la, la un... și la oamenii care mă opresc pe stradă. Uh. La oamenii care mă opresc pe stradă, la mesajele pe care le primez. Nu are neapărat legătură cu tine, uh. are legătură cu... Uh, la momentul respectiv erai nu tu știu. și încă. Ideea este că nu acas... mai sunt atât de tare pe val. Gata, lasă-mă, așa e. Păi și ce faci în sensul ăsta să revive? Nu fac nimic, că nu ține neapărat să fiu. Ah, okay. <laughs> Doar că nu mai sunt atât de tare pe val. Nu mai intru da, în trending și na? chestii. Acum sunt, sunt pe TikTok, într-adevăr, da. Și tu când te plângi, acum te plângi de YouTube? Da, de YouTube, ah. da, și de, cumva, de Instagram, știi? Da? Da. Dar pe TikTok nu, sunt pe TikTok sunt ok. Vai de băi, Cristina Barajos salmășan Așa, um... <laughs> mă mai oprea lumea pe stradă și acum mă mai opresc, dar nu atât de mulți, știi? Și plus că mai e chestia asta că sunt unii care îmi zic Bună Cristina și atât, <gântu -i> știi? <gântu -i> Ca și cum ne știm de o viață, <gântu -i> știi? Și am trecut așa și ne cunoșteam. Mai sunt Hai. foarte mulți care îmi trimit mesaj. Te-am văzut acolo, dar mi-a fost aiurea să vin la tine. Vezi, și... lumea s-a obișnuit, știi, cu trendul ăsta de a avea tot mai mulți oameni cunoscuți. Eu să știi că m-am întrebat la un moment dat, bă, tot apar, tot apar, tot apar, tot alții, tot mai da, mulți, tot mai mulți, tot mai da. mulți, știi? Și, da, e normal să se întâmple asta. Uh -huh. Dar când o să ajungă să fie prea mulți? Că nu o să putem fi toți, știi? De ce? Că n-ai cum. Cum? De Matematic, ce nu? imposibil. Nu e adevărat. E loc sub soare pentru toată lumea. Aia, da, știu. Dar eu nu văd despre asta, vorbesc acum. Adică nu. Nu pot să fie eu, ca și urmăritor, al tău și al lui X și al lui Y și al lui Z. Nu pot să fiu urmăritor la învățat? Nu, nu pot să urmăresc 50 de oameni și să-mi trag același volum de informații bune A, sau da, utile da, de la fiecare. Da, așa e. e Într-adevăr, da, da, corect. e doar matematică. Mm -hmm, mm -hmm, am înțeles, da. Știi? Da. Nu că nu e loc, că e clar, că în orice domeniu e loc. Bine, hai să-mi pachetăm. Hai să-mi pachetăm. Îți mulțumesc frumos că ai venit. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Sper să iasă ceva bun, ni s-au oprit camerele de nu știu câte ori, dar na, suntem începători. Ne-au uh, sabotat uh, începători. reptilienii. Reptilienii, extraterestri, <laughs> reptilienii și că se ia răufăcători. A, da? Care vor rău pământul. Păi eu de asta am zis, ne-au sabotat reptilienii. Da, corect. <laughs> Cred că ei sunt. <laughs> tu ai zis extraterestri, deci nu înțeleg. De ce. Da. Bine, da. Chris. Bine. Until next time. <laughs> Regina da. TikTok-ului. Da. Mersi. Abia aștept să văd răspunsurile voastre și să văd câți dintre voi ghiciți de câte ori am spus cuvântul care. Dar poți să mă înscriu și eu? Da, dar nu pot să câștigi De ce? Că că de ce, dacă. Că nu corect. O pun pe maica mea atunci să sunt. Se... Adică le număr eu și o pun pe ea să comenteze. Stai să mă gândesc. Nu. <laughs> Stai ceva să te gândești. Da, 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 da. Gândește că și eu trebuie să le număr. De să ne înțelegem. Nu odată. Păi fă-ți o încheiere, nu faci nicio încheiere? Nici o încheiere, acesta este A. un podcast fără încheiere. Pa. Care scuze!